Căderile masive de zăpadă din urmă cu 2 săptămâni au pus la pământ mai mulți arbori din zona masivului Tâmpa. Comisia de inventariere numită de prefect și-a terminat ieri raportul. De astăzi, echipele Salvamoncii, Regia Pădurilor Kronstadt, au putut să intervină pentru degajarea traseelor. Vorbim de mii de arbori, foarte mulți dintre ei pe versantul dinspre Lăcădău, a căror degajare va dura următoarele săptămâni.